Iată tu. Ghiță, bine că te găsesc. Să rămân la fenejețică și vă căutam. Ghiță, ce am aflat? Ce ați făcut? Ați înnebunit? Adineaori, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmi, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție la arest. Cum ai făcut asta, Ghiță? Ordin verbal de la Fănică. Unde-i Fănică? Nu știu, îl caușă. Și pentru ce ați arestat pe Cațavencu? Ca să apucăm scrisoarea. Și ați apucat-o? Nu. Bă, nu-i vezi, după cât am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea e ascunsă altundeva. Ghiță, m-ați nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Ce să zică la București guvernul când o afla că ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor, după ce guvernul era asigurat că toate o să petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne Fănică prefect, Ghiță? Nu știu, zic, o aminte să vă spui. După câte amenințări am făcut lui domnul Cațavencu, mi-a spus că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni. Dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine? Da. Ghiță, du-te, dă-i drumul și roagă din partea mea să pofească aici. L-aștept. Numai dacă conu Fănică. Ghiță! Dacă ții la tine, dacă ții la familia ta... Cum să nu ți-o fără, Joetico? Cum să duce suflet? Du-te într-un suflet să nu-mi vii fără Cațavencu. Da. Poartă-te bine cu el. Da. Ia-o, Birgea! Și vină într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. În numărul de mâine al Foii Noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. A bon entendeur, salut! Ce mai de făcut? Trebuie să alegem pe Cațavencu, nu mai încape vorbă, nu mai de sta la gânduri. Cu Michel, ca el când ne ține la mână atât de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică. Fănică trebuie să învoiască, trebuie. Și mai la urmă, Cațavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. Dar unde-i Fănică? Pe unde umblă Fănică? Unde-o fi Fănică? Ce ai făcut? Ai arestat pe Cațavencu. Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Cum pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență! Dar se poate atâta nebăgare de seamă, atâta distracție, o scrisoare de amor, să o arunci în neștire, în buzunar la oaltă cu Batista și să o pierzi ca și cum ar fi o hârtie fără importanță? Ce Dumnezeu, ești femeie în toate firele. Nu mai ești un copil. Atâta distract, nu se mai vorbește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. E așa, e Fănică, judecă, mă judecă. Așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată, Fănică. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut măcar un moment în viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine, tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intriginoasă n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, Fănică, gândește-te! Păi tocmai de asta am pus mâna pe domnul Cațavencu! În zadar, Fănică! Cațavencu poate muri azi, mâine gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră, Dumnezeule! Cum o să-și mai smulcă toți gazeta, cum o să mă sfârșe, cum o să râză!
O săptămână, o lună, un an de zile, fănică, nu o să vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv. Dar nu că având motiv. Și ce motiv, fănică! Ce vuie, ce scandal! Ce contentă! Și un timp ăsta, fănică, ce să fac? Să mor, dacă vorești, pentru că eu după asta nu mai pot trăi, fănică. Pentru ce, dacă nu mai ai altă scăpare? Zoe! Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Zoe, să fugim împreună. Fănică, tu ești nebun? Da, Zaharia! Da, poziția ta! Da, scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre! Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut? Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavenco. Peste putin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul tu te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna. A adus la telegraf bețivul de Canalia, care a găsit scrisoarea 300 de anonim. Iată, trădare, prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nefiristul Cațavenco pe care vor să-l aleagă la colegiul al doilea. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Nu. Nu orice s-ar spune, nu se poate să-l sprijinim pe mizerabilul. Nu, 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 nu. Nu trebuie să căutăm, să găsim al mijloc. Nu, al mijloc nu văz, al mijloc nu este. Atunci. Lasă-mă, nenorocire, lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit și care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-ai adus, iată cât plăteau. Fănică, m-ai adus la moarte pentru că eu mă omor înainte de izbucnirea scandalului astăzi, acum, aici. Lasă-mă! Fănică, lasă-mă! Fănică, dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice, tu le pui mai presus de viața mea, de onoarea mea, de rușinea mea, lasă-mă să mor cu siguranța că 8 ani de zile tu m-ai amăgit în fiecare minută și nu m-ai iubit niciodată, niciodată, Zoe, niciodată. Zoe, stai să vedem, să ne mai gândim. Păi, dar nu mai e vreme de gândit, fănică! Fiecare minută care trece mă apropie de pe ire, trebuie să te hotărăști, trebuie! Păi trebuie, să mă hotărăsc, să mă hotărăsc! Adinarul lui Nipscan am aflat de arestarea lui Cațavenco, am alergat ca o nebună la redacție. Uite ce faiul scos comitetul lor. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta își joacă viața! Nu și-o joacă pe-a lui Fănică, o joacă pe-a mea. Pentru că încă o dată îți spui din două una. Ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci lupta este peste putință cu Cațavenco, trebuie să încedezi, ori nu. Și atunci mor. Și dacă tu mă lași să mor, pe ce-i muri? Da! Nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările și am să lupt. Și cu tine am să lupt, om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să nu, pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă împiedică să-mi capăt iar lipsa, sunt hotărâtă. Trebuie să biruiesc tot și pe tine. Așa de hotărâtă sunt încât adineori am poruncit lui Ghiță să se ducă să dea drumul lui Cațavenco să-l poftească aici din partea mea. Femeie bună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cațavenco, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scap, atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu. Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavenco, bărbatul meu cu toate voturile lui trebuie să fie pentru Cațavenco. În sfârșit. Cine luptă cu Cațavenco, luptă cu mine. Haide, Fănică. Luptă. Zdrobește-mă. Tu care ești cel că mă iubești. Zoe. Nu, Fănică, lasă-mă. Fănică. Zoe. Nu, Fănică, lasă-mă, Fănică.